Eu am urât numele ăsta toată copilăria mea pentru că se făcea mișto de mine. Papa Lapte, Papa de la Roma, Papa Pius, Papa de aici, știi, numai de asta auzeam cu Papa Gheorghe. Și ziceam, băi, trebuie să întâmple ceva în viața mea, să nu mai pățească și copiii mei același lucru. Și la un moment dat, când am dat vocea pentru Gheorghe, Papa Gheorghe, a crescut fiii mei, a ajuns la școală, în clasa 1, toți copiii știau de Gheorghe, Papa Gheorghe. Și când o striga Carina, Papa Gheorghe, toți copiii, știi, adică, e Papa Gheorghe, știi, în sensul pozitiv, nu mai era, știi? Ceea ce pentru mine este jackpot.kid.lovit.